Din cele 80.000 de cazuri de coronavirus confirmate și raportate în China, peste 70% s-au recuperat și au fost externate, precizează Organizația Mondială a Sănătății, citată de CNN. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că este important să ne amintim că din toate cazurile raportate la nivelul mondial până în prezent, 93% sunt doar din 4 țări. Directorul general a subliniat că situația poate fi controlată. Concluzia este, a spus Tedros, nu suntem la mila acestui virus.